pentru că în ultimul timp ne-am axat mai mult pe tutoriale, astăzi vreau să vorbim despre altceva. Și anume despre depresia, când vine vorba de business, despre criza financiară puțin, cea care se preconizează și despre care toată lumea vorbește. Și o să vă spun câteva mecanisme pe care le puteți folosi ca să nu cădeți în plasa asta. În primul rând vreau să încep cu o poveste din 2007-2008. În perioada aia lucram în imobiliare, eram o agenție destul de mare, avea undeva la 25-30 de agenți. Iar în decursul anului 2008, cred că în peste 90% din ei și-au dat demisia. Pentru că trecuseră câteva luni în care nimeni nu făcuse nicio tranzacție. Cred că am rămas printre ultimii trei din firmă și eventual am plecat și eu. Toată lumea vorbea de criză, oamenii nu mai cumpărau, deja pe toate canalele de știri, în toate ziarele scria despre criza mondială, criza financiară, în America. Știți foarte bine cum a fost. Ce am făcut eu atunci? Pentru că în capul meu se învârtea doar rotița asta și erau aceleași gânduri care se repetau automat am căzut și eu în aceeași plasă. N-am mai încercat nimic, m-am blocat, mă tot gândeam cât de rău este și cât de rău o să fie. Automat, făcând asta, veniturile mele au scăzut. Deja trecuseră câteva luni în care n-am încasat niciun ban, mai aveam ceva bani puși deoparte din tranzacțiile precedente, i-am cheltuit, i-am cheltuit, până am rămas fără niciun ban. În perioada în care eu aveam bani, un vecin mi-a spus următorul lucru. A zis, băi, mereu când faci bani sau când ai o sumă de bani, gândește-te că ai un sac de fiecare dată când scoți de acolo, nu scoate prin capătul sacului. Fă o gaură jos prin care să tragi banii, puțin câte puțin, și lasă partea de sus a sacului pentru a pune bani. Eu cred că aveam undeva la 19 ani atunci, am continuat să cheltui banii până, cum am spus, am rămas fără nimic. Eram oarecum obișnuit cu sentimentul, dar problema a fost că eu m-am blocat în mentalitatea asta de criză, criză, criză și nu am mai încercat nimic. Pur și simplu m-am blocat, n-am încercat nimic nou, nu am căutat niciun job nou, n-am încercat nicio afacere pentru o perioadă. Ce vreau să vă spun este că mi-a luat ani buni până am ieșit din mindset-ul ăla. Iar anul ăsta și anul trecut am realizat o chestie. Am vorbit cu niște oameni care aveau afacere atunci și au aceeași afacere acum. Și am întrebat, mă, cum a fost pentru voi perioada aia 2007, 2008, 2009, 2010? Și peste 90% dintre ei mi-au spus că nu au avut aproape nicio problemă, că lucrurile au mers destul de bine, ei activând în domeniul comerțului. Și mă gândeam așa, deci a fost criză, oamenii au continuat să cumpere, automat cei care s-au fost în domeniul comerțului au vândut în perioada aia, dar eu am suferit. Și de ce? Pentru că nu eram în market, nu aveam nimic de vânzare. Și acum venind în perioada actuală, când din nou se preconizează o criză foarte mare, toate lucrurile se scumpesc, lucrurile nu mai merg cum mergeau înainte, am făcut acest video doar să vă atenționez să nu intrați în acel mindset. Pentru că de multe ori, ce este în capul nostru nu prea are treabă cu realitate. Și nici ce este la știri nu are treabă cu realitatea de multe ori. De aceea vreau să vă gândiți în perioada care urmează la oportunități să faceți bani. Știu că toate lucrurile se scumpesc, dar singura variantă de a ieși din situația asta cu capul sus este să continuăm să producem bani și să găsim noi căi de a face bani. Nu contează că faceți bani puțini sau mulți. Important este să faceți. Pentru că dacă faceți zero bani, automat nu o să aveți cu ce să susțineți cheltuielile. Și aici vă spun o poveste. Discutam cu un prieten acum câteva luni despre lucrul ăsta. El era oarecum blocat în mindset-ul ăsta, spunea că nu merge nimic, că a încercat o grămadă lucruri, așa mai departe nu avea nici bani. Și am dat câteva idei pentru a face măcar strictul necesar. 100 de lei pe zi, 150 de lei pe zi. Iar el a spus, băi, la ce să fac 150 de lei pe zi? Că oricum îi cheltui. Sunt de acord că îi cheltui. Dar dacă nu îi faci, de unde îi cheltui? Din datorii. Sau încerci să te limitezi să nu cheltui absolut deloc. Adică să nu mai ieși din casă, să nu mai încerci nimic și în momentul în care va veni o oportunitate în care va trebui să investești câteva sute de lei sau câteva mii de lei, nu o să iei nici pe ea. Și atunci te vei descuraja din nou și nu vei face nimic. Așa că o să revin. Sunt oportunități în piață și vor fi tot timpul. Dacă vă blocați în mindsetul ăsta și nu mai încercați nimic, o să suferiți câțiva ani de zile. Sunt unii din voi care nu o să-și mai revină niciodată. O să aleagă un job sau o să rămână într-un job pentru totdeauna. Pentru că ăla îi oferă o oarecare siguranță și atunci îți vei asocia gândurile când vei încerca să încerci ceva cu perioada în care a mers foarte prost, iar rezultatul final o să fie cu minus. Când mă gândesc la făcut bani, mă gândesc în trei feluri. Sunt trei etape. Banii care se fac pe termen scurt, adică cash flow. Cash flow-ul ăsta este vital. Adică trebuie să faci ceva ca în fiecare zi să faci bani. Dacă nu ești la job, găsește o cale să faci bani chiar și în weekend. Dacă nu poți sau dacă nu vrei să lucrezi și în weekend, atunci găsește o modalitate de a face bani în cele 5 zile în care lucrezi, cât să-ți acopere și weekendul în care te odihnești. Dar gândește-te în termeni ăștia. Nu contează câți bani faci trebuie să faci ceva în fiecare zi. Apoi, pe termen mediu, în această categorie putem introduce anumite aptitudini la care lucrăm sau investiții. Și apoi, pe termen lung, cea mai bună investiție este în voi. Adică în lucrurile pe care le învățați, în experiențele pe care le aveți, în oamenii pe care îi cunoașteți și așa mai departe. Dacă gândiți toată partea asta de a face bani în trei etape, aveți de câștigat pe termen lung. Pentru că faceți anumite lucruri care vă aduc bani și dacă care vă satisfac pe moment, apoi aveți investițiile pe termen mediu, dar aceste investiții pe termen mediu nu le puteți avea dacă nu aveți primul pilon de cash flow, pentru că nu are ce să le alimenteze. Dacă vrei să lucrezi la anumite aptitudini, anumite skill-uri, acestea tot trebuie să fie alimentate, pentru că tu cheltuielile de bază le ai oricum. Deci este aproape imposibil să lucrezi la pilonul 2 dacă pilonul 1 nu l-ai asigurat. Și apoi pilonul 3, vorbim de investiții pe termen lung, adică undeva la 5-10 ani. Acesta dacă este gândit bine, dacă aveți răbdare, dar și perseverență, o să vedeți că atunci veți avea ecuația complet. Încă o dată, la partea întâi, cash flow. Nu trebuie să renunțați. Asta înseamnă că trebuie să găsiți modalități de a face bani pe termen scurt. Vestea bună este că nu trebuie să fie mulți bani. Apoi pilonul 2, în care investiți pe termen mediu, adică puneți anumite baze pentru a face bani câteva luni mai târziu, un an mai târziu. Și apoi pilonul 3, în care veți face bani pe viitor. Deci dacă ești într-o perioadă proastă în care ți se pare că nimic nu mai merge și nu mai ai curaj să mai faci nimic, o să spun un lucru care m-a ridicat pe mine dintr-o oarecare depresie prin anul 2018. Lucrurile mergeau relativ bine, dar cred că am ajuns într-un punct în care nu mai aveam chef să fac nimic. Eu am numit-o o depresie de business. Și atunci, unul din lucrurile care m-a făcut să încep din nou și să am din nou tragerea și dorința de a face ceva, a fost o replică dintr-un film care spunea în felul următor. În momentul în care nu știi ce să faci, fă orice.